Așezământul școlar cel mai titrat din județul nostru și cel mai prezent în viața de zi cu zi a Buzăului, Colegiul Național Bogdan Petricei cu HD, își va deschide porțile invitațiilor cu prilejul la două evenimente aniversare importante. În perioada 6 noiembrie-6 decembrie, anul curent, Colegiul Național Bogdan Petricei cu HD va fi gazda și promotorul unor acțiuni importante care vizează 145 de ani de la înființarea școlii de la HD, 100 de ani de la nașterea savantului George Emil Palade, absolvent al acestei școli în anul 1930, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină. Elevii și profesorii din HD, împreună cu cei care au absolvit deja și au devenit persoane marcante ale liceului, vor susține activități importante atât pentru colegiu, cât și pentru viața culturală a municipiului. Vom avea invitate personalități dintre cele mai importante ale vieții culturale și științifice românești, între care academicianul Răzvan Teodorescu, academicianul Mihai Bălănescu. Domnia sa va serba 90 de ani de la naștere, chiar în această școală, pe 9 noiembrie, vineri acum, și fac mențiunea că pe 8 noiembrie va fi sărbătorit la Academia Română. Foștii noștri absolvenți, academicianul Marius Andruh, profesorul universitar Silviu Neguț, profesorul universitar Nicolae Cupcea de la Universitatea Politehnică București și nu numai, vor fi prezenți în această școală. Activitățile sunt sprijinite de Primăria Municipiului Buzău, Consiliul Județean și Arhiepiscopia Buzăului și a Vrancei. Tot în această perioadă, monetăria statului va confecționa o medalie aniversară, dar și o insignă, ce va deveni simbol al Colegiului Național Bogdan Petricei cu HD. Pe care să o poarte profesorii din HD, elevii performeri, elevii seniori, elevii care știu că în această școală vin ca să își dăltuiască, bineînțeles, caracterul. Vom avea o serie de tipărituri, un prim dicționar al personalităților din HD și lansarea unui club de dezbateri pe teme culturale și civice, care va avea o revistă proprie. Luna de sărbătoare HD-iană se va încheia pe 6 decembrie de ziua ocrotitorului spiritual, Sfântul Ierarh Nicolae, cu decernarea unor distinții și a diplomei George Emil Palade pentru cercetare științifică, o ceremonie religioasă și cu spectacolul de gală susținut de cei mai talentați dintre elevii colegiului.